Dimineața tuturor! Astăzi resimțiți o dorință intensă de libertate în plan sentimental. Berbec, este posibil să începeți ziua obosit și nervos, motiv pentru care nu este exclus să aveți probleme la serviciu și cu partenerul de viață. Nu vă lăsați copleșit de un succes în afaceri. Taur, s-ar putea ca partenerul de viață să vă înțeleagă greșit dorința de libertate, aveți grijă ce spuneți și mai ales cum vă exprimați. La nervi există riscul să spuneți lucruri pe care le veți regreta mai târziu. Gemeni, dimineața s-ar putea să nu reușiți să vă respectați programul din cauza unor evenimente neprevăzute. Nu este momentul să vă ocupați de afaceri pentru că riscați să suferiți un eșec usturător. Rac, este posibil să aflați că o persoană apropiată are probleme de sănătate, s-ar putea să vi se ceară ajutorul și să fiți nevoiți să faceți mai multe drumuri scurte împreună cu un prieten. Leu, este posibil să întâmpinați dificultăți în relațiile cu prietenii din cauza că aveți tendința de a fi prea autoritar și încercați să vă impuneți punctul de vedere. Partenerul de viață ar putea să vă reproșeze că nu sunteți suficient de înțelegător. Fecioară, s-ar putea să întâmpinați dificultăți la serviciu din cauza ideilor voastre nonconformiste. Nu vă enervați și încercați să vă împăcați cu ideea că alții preferă cărările bătătorite. Balanță. Astăzi este posibil să aveți dificultăți de comunicare, așa că vă recomandăm să amânați întâlnirile de afaceri. De asemenea, este indicat să evitați deciziile importante, mai ales la locul de muncă. Scorpion, relațiile cu prietenii ar trebui să decurgă foarte bine, însă partenerul de viață s-ar putea să vă reproșeze că exagerați. Dacă trebuie să plecați într-o călătorie, este de așteptat ca totul să decurgă conform planurilor. Săgetător, se pare că astăzi aveți de rezolvat o mulțime de probleme dificile. Dacă nu reușiți să vă controlați nervozitatea, există riscul să faceți gesturi pe care le veți regreta mai târziu. Capricorn, este posibil să se accentueze dificultățile financiare și problemele sentimentale. Nu îi reproșați partenerului de viață că a făcut cheltuieli inutile. Vărsător, aveți tendința să fiți nemulțumit de tot ce se petrece și să-i criticați pe cei din jur, atât în familie cât și la locul de muncă. Ar fi bine să comunicați deschis cu persoanele apropiate. Pești, astăzi sunteți predispus la probleme de sănătate din cauza nervozității. Prin urmare, este recomandat să evitați discuțiile pe teme importante, un plan profesional sau în afacere, precum și situațiile cu potențial conflict. Atât în moment, să aveți un sfârșit de săptămână excelent! Mulțumim tare mult, Amalia!